O nouă viață capătă cu fiecare eveniment pe care îl găzduiește și următoarea mea destinație. Casa Triade, spațiu cultural și acasă pentru familia regretatului artist plastic Peter Ieța. Un muzeu casă, altfel decât o casă memorială, după cum îmi spune gazda mea, doamna Sorina Ieța. Cum e să te trezești și să locuiești într-o casă care aproape dintotdeauna a fost muzeu, a fost galerie de artă? Aproape că nici știu cum este altfel, pentru că întotdeauna, de când mă știu eu, sunt conștientă eu, am trăit în asemenea casă, dar de fapt viața în proximitatea unui artist cam asta este. Nu există timp și bariere între serviciu și acasă. Gândește, trăiește, tot timpul este în această priză care este arta lui. De altfel, tot ce vedem aici în jur poartă amprenta lui Peter Ieța, adică sunt lucrările lui. Convenția asta a fost de la început. Când am făcut casa, casa e foarte mare și când am făcut casa, spuneam că facem casă pentru lucrări și atunci am făcut un fel de pact ca acest spațiu să rămână cumva spațiul lui protejat pentru lucrările sale. Să fie cumva acasă, să fie cumva al lui acasă. Și așa mie mi s-a părut extraordinar de generos din partea lui Peter, pentru că imaginați-vă că fiecare artist are un orgoliu foarte marcant și Peter era așa, deci era un artist în fibra lui completă, așa, dar aici, în momentul în care se întâmplau diverse întâmplări artistice, ca să zic așa, lucrările lui erau împise la perete, veneau scaune, veneau alți artiști aici și Peter niciodată n-a trăit cu orgoliu că el este marginalizat. Deci în propria casă. În propria casă. Având în vedere că totuși e o casă deschisă, o casă mereu primitoare pentru oaspeți, aveți dumneavoastră timp să vă simțiți acasă, în casa asta, în casa dumneavoastră? Totdeauna mă simt acasă, în casa mea. Și mai există după aceea momentele în care ți le faci acasă, când momentele de sigurătate, momentele în care... Mai aveți așa ceva, timp de așa ceva? Gândiți-vă câte momente nu sunt acestea. Serile, nopțile, când se închid ușile și se trag obloanele și atunci deja casa emană ceea ce ziua a acumulat. Este și un exercițiu pe care l-am făcut. Stăm aici de 25 de ani. De 25 de ani mă tot socoteam câte mii de oameni au trecut pragul acesta, nu-mi dau seama, foarte, foarte mulți, dar vă dați seama, casa asta este depozitarea atâtor povești, energii și emoții care au trăit aici, încât asta trebuie să fie undeva ascunse. Tare mă bucur să-l găsesc acasă, la casa lui de peste curte, și pe Andrei Ieța, tânărul cu educație desăvârșită la Londra și cu sufletul profund legat de Timișoara, unde s-a întors să ducă mai departe povestea familiei. Casa ta, pentru că acum ne aflăm în casa ta personală, exact. Da? A fost proiectul tău din toate punctele de vedere, adică tu ți-ai dorit să arate așa, te-ai uitat de acolo de pe geam și ai zis, gata, ăla-i locul, așa vreau să arate... Adică eu că am descoperit acum câteva zile într-un catalog o schiță cu casa cum mi-aș imaginat eu să fie ea când eram mic și m-ai cunoscut-o prima oară în cealaltă casă. Așa. Seamănă foarte bine cu cea acum. Ceea ce e foarte mișto la o casă care e plină cu artă sau unor colecționari, fie ei de design sau de artă sau de orice ar fi, e că e vie mereu. Și știu că chiar casa asta a trecut prin o grămadă de schimbări doar anul ăsta. Iubita mea e arhitect. Așa încât chiar acum ne-am întors de la București și fără să știe mama am pus ochii pe o nouă canapea, deci probabil că în două luni va arăta complet altfel aici. Deci e cumva un mod jucăuș de a-ți face viața. Andy, deci aici practic ne aflăm în spațiul nou, în galeria aici, nouă, aici suntem, da? La birou, da. Aha, deci aici ai coborât de acasă, da. Și ai ajuns la birou, exact. E foarte simplu. E foarte practic. Asta e partea nouă în care deja ați început să lucrați, nu? Să da. Expuneți, din, văd că... Din 2011 facem aici expoziții temporare care țin cam 2-3 luni și în cazul ăsta e o expoziție făcută de mine împreună cu iubita mea, împreună cu
curatoare din București care am gândit un program și se cheamă The Unpleasant Show și este la a doua ediție și în cazul ăsta tema e voalul. Ce are spațiul ăsta nou al tău în plus față de spațiul vechi? Ai încercat să faci altfel, altceva din el? A fost instalat o galerie. El n-a fost o casă transformată în galerie sau n-a fost un garaj transformat în galerie cum e cu la Triade. A fost o galerie. Am învățat din greșelile care le-am făcut dincolo să nu facem pereți vitrați, să nu nebunim oamenii cu 10.000 de surse de lumină, ci să ne focusăm cumva pe un spațiu care e omogen și ca și viață, și ca și lumină, și ca și spațiu. Și practic, în vremea când am deschis-o noi în 2011, a fost una dintre cele mai mari galerii private de artă din România. Mă întorc în casa veche și în galeria veche, aceea găzduită în garajul de odinioară, dar care a găzduit la rândui în ani atâtea povești. Expoziții, piese de teatru, concerte, videoclipuri și care mai spune de ceva vreme într-un colț și povestea celui care i-a dat viață. Am încercat să refacem o zonă în care Peter a trăit, e atelierul lui, sunt obiectele care el a fost familiar, obiectele lui care îi stăteau pe mână. În zona aceasta este chiar, sunt chiar mâinile artistului, pentru că Peter și-a pus mâinile în lut și le-a făcut, le-a turnat după aceea în gips. Asta a fost ultima lucrare da? Care era chiar în imaginea pe care Andrei a făcut-o lui Peter. Deci el este prezent aici, e acasă și tot ce se întâmplă aici, el supervizează și este prezent aici și noi nici nu ne raportăm la el ca la o absență. Asta este un lucru care ne ține și pe noi foarte proaspeți și îl ține și pe el în permanență alături de noi.